Bună dimineața! Astăzi la Porția de Sănătate vorbim despre aparent banalele sângerări nazale. Denumirea medicală a acestor tulburări de sănătate este epistaxis. Există câteva tipuri, iar unele dintre ele sunt chiar periculoase. Cum stopăm corect sângerările nazale în condiții de casă și când trebuie să ne adresăm de urgent la medic, ne spune doamna dr. Ofelia Ivasi, specialist ORL. Aceste sângerări apar preponderent la copii cu vârsta între 2 și 10 ani sau la maturi după 50-80 de ani, datorită particularităților de vârstă ale mucoasei nazale. Există două feluri de epistaxis, de sângerări nazale, în dependență de sediul de afectare a mucoasei. Există epistaxisul anterior și epistaxisul posterior. Epistaxisul anterior este cel mai frecvent, aproximativ la copii, mai mult, chiar și la gravide, și este cauzat datorită stratului foarte subțire al mucoasei nazale și fragilității vaselor sanguine microcapilarilor care sunt în această zonă. Epistaxisul anterior nu este așa de periculos. Se poate stopa chiar și în condiții de casă, în cazul în care nu are o durată foarte lungă. În primul rând, trebuie în poziție verticală pacientul, dacă nu suportă, măcar în poziție și zândă, dar cu capul puternic aplecat în față, da? Trebuie să evităm aspirarea sau înghițirea secreților și se face compresie digitală bilaterală. Dacă se repetă și durata este mai mult de 30 de minute, o adresare obligatorie la medic. Epistaxisul posterior este mai rar, dar este mai grav și mai periculos. Sediul acestor sângerări este în zona postero-superioară a foselor nazale și atunci sângele se duce în cantități mai mari în gură. Pacientul, primul lucru care trebuie să-l evite, să nu înghite sau să nu aspire aceste mase sanguinolente, pentru că pot provoca vomă sau pot provoca o asfixie. Aceste sângerări posterioare sunt de cele mai multe ori pe fondul unor boli grave, ca hipertensiune arterială, dereglări de coagulare a sângelui. Angiofibromul nazofaringian tot reprezintă o sângerare masivă la nivelul cavității nazale și este o afecțiune întâlnită mai frecvent la băieții tineri. De aceea, mare atenție când la adolescență, în studențime, apar sângerări nazale masive, trebuie neapărat un control ORL și efectuate analizele de sânge, în special coagularea sângelui și supravegherea trombocitelor. În concluzie, adresați-vă imediat la medic dacă hemoragia nazală durează mai mult de 30 de minute. Acest fapt poate fi simptom a unor boli mai grave. De asemenea, uitați de obiceiul de a sta întins pe spate cu o mână ridicată în sus atunci când vă curge sânge din nas. Astfel doar veți agrava situația. Nasul va fi la același nivel cu inima, ceea ce înseamnă că este bine irigat, deci hemoragia va fi mai puternică. Apoi, sângele înghițit vă poate irita stomacul, provocând greață și vărsături. Urmați aceste reguli simple și veți evita astfel consecințele neplăcute ale sângerărilor nazale. O zi bună să aveți! La revedere!